Informație de ultimă oră, Mircea Negulescu a cerut recuzarea judecătorului. Nu s-a acceptat acest lucru. Se plânge de faptul că nu i s-a asigurat dreptul la apărare și mai mult decât atât îl acuză pe Vlad Cosma că ar fi falsificat probe. Vorbim chiar acum cu Vlad Cosma pentru a afla așadar care este reacția acestuia. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule Cosma, foarte pe scurt, Mircea Negulescu a spus în această dimineață, în primul rând, că nu are o situație financiară suficient de bună să-și asigure avocat și procurorul nu a făcut acest lucru cu un avocat din oficiu și, în al doilea rând, că dumneavoastră sunteți cel care ați falsificat probe tocmai pentru a-i crea probleme. Care este, de fapt, adevărul? Adevărul va ieși la iveală și să nu uităm, totuși, că Mircea Negulescu ne spunea el cu vocea dânsului că suferă de anumite probleme psihice de tip polimorf. Deci, înainte de a face acuzații, dânsul trebuie să știe că toată țara l-a auzit cum vorbește, cum se exprimă, cum își exercită profesia pe care nu o mai are în acest moment. Și oricând, în orice moment, așa cum ați văzut, eu m-am prezentat în fața procurorilor de la parchetul general și am dat nenumărate declarații, am adus foarte multe probe și dovezi din care, pentru orice om normal, rezultă că eu nu am mințit, nu aveam niciun interes să mint și eu de bună voie m-am dus și am făcut mai multe plângeri la parchetul general. Vă propun să ascultăm împreună.